Oameni buni, să facem ceva pentru ocrotirea poeților. Dacă dispar, echilibrul ecologic se surpă. Ei sunt singurele insecte din lume care se pricep să facă polenizarea îngerilor. Nu am prea multe, tu le știi, câteva cărți de poezii și un măr într-o oglindă, poate-l vrei. Un perete, numai poze, viața când era pe roze, aveam numai 23. Lumea e în odaia mea, uneori treci tu prin ea, dar parfumul tău 3 zile nu dispare. Dacă vrei rămâi, nu știu, dar să pleci e prea târziu, prea târziu. Și plouă tare. Dar cred că ai rămâne numai tu. Tu cu temerile tale, când mă iei cu ele în vale, vine ascuns într-un desubt. Asta-i poezia toată, toată povestirea miresmată. Tu cu degetul pe piept îmi scrii, e joi. Pune iar casetele albastre, unde-s toate cântecele noastre, și într-o clipă vom ajunge cu 10 ani înapoi. 10 ani înapoi. 10 ani înapoi. Salut, prieteni, astăzi la Weekend cu Bacio, o emisiune despre poezie. Invitații vor fi poeta Nina Voiculescu și poetul Spiridon Popescu. Vom vorbi despre îmbrățișarea poeților. Rămâneți cu noi pentru o oază de liniște. Este o zi foarte frumoasă de toamnă, așa cum spuneam, o emisiune despre poezie, despre poeți, îmbrățișarea poeților. Lângă mine este doamna Nina Voiculescu și domnul Spiridon Popescu. Hai să vorbim despre noul volum, despre această carte, Îmbrățișarea poeților. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat și ne-ați dat prilejul să vorbim despre această carte și aș vrea să anunț pe iubiții noștri telespectatori că emisiunea aceasta a fost prilejuită de apariția unei cărți, unei antologii de poezie, intitulată Îmbrățișarea poeților. Această antologie a fost gândită de mine, Nina Voiculescu și Valentin Tașcu, de vreo 3 ani de zile, acum vreo 3 ani de zile, din întâmplare unul dintre noi, mă refer la Valentin Tașcu, Dumnezeu să-l odihnească în pace, nu mai este printre noi, a trecut în partea cealaltă a lumii literare, mă refer la cei care sunt undeva într-o stea. Deci spuneam, este o idee mai veche, o idee pe care am gândit-o acum vreo 3-4 ani. Ea s-a finalizat așa de târziu pentru că, știți dumneavoastră, din ce în ce este tot mai greu să găsești bani pentru această carte. De ce ne-a venit ideea tipăririi acestei cărți? Acum vreo 16-17 ani, după o ședință a Cenaclului Columna, pe vremea când Cenaclul Columna era într-adevăr Cenaclul Columna, în Cenaclu a apărut o
poetă foarte talentată, pe vremea aceea avea cosiță și fontiță, era elevă pe la Spiru Haret și după ședință mi-a dat un caiet de poeme și m-a rugat să le citesc. Eu am descoperit acolo, citind așa printre rânduri, că această fetiță poate să fie, peste puțin timp, vocea unui poet autentic. Am încurajat-o și iată că astăzi ne aflăm în fața unui poet care deja are 3 cărți, în 3 edituri foarte bune, zic eu, foarte respectabile. E vorba de debutul ei. Și aici aș vrea să fac o paranteză. Editura Dacia a lansat acum câțiva ani o colecție Poeții Urbei, dar în această colecție editura a gândit să-i tipărească pe cei mai reprezentativi poeți din toate zonele țării. Deci ca să poți publica în această colecție trebuia neapărat să ai câteva cărți la activ și era un fel de selecție din ceea ce ai publicat până acum, deci să fie un nume. Nina Voiculescu este singurul poet din România care a debutat în această colecție. A urmat după aceea încă 2 cărți, una la editura Cluj și una lui Valentin Tașcu, a urmat cea de-a 3-a carte la editura Scrisul Românesc, deci iată 3 edituri foarte importante. Aceste cărți au fost urmate și de niște recenzii, iată că eu mă bucur că atunci am mizat pe cine trebuie, atunci când deci acum 16 ani, când am intuit că această fetiță este foarte talentată, fetița de atunci și femeia foarte frumoasă de acum, este o poetă foarte talentată, iată că au mai venit și alții, pentru că vreau să vă spun, Nina Voiculescu deja a început să aibă recenzii foarte la obiect și foarte laudative de către critici, care sunt deja niște nume în critica românească și aș vrea să-i numesc aici pe doamna Valeria Manta Tăicuțu, aș vrea pe Amalia Voicu, aș vrea să amintesc pe Ion Pachia Tatomirescu și pe Florea Firan, Ion Hirghiduș și destui. Deci ea într-un timp relativ scurt, pentru că ea din 2004 încoace poate să spună că este într-adevăr un poet, pentru că în 2004 a debutat. Iată că într-un timp relativ scurt a început să strângă, a reușit să strângă atâtea recenzii cât alți confrați de ai noștri nu au reușit poate într-o viață de scriitor, 20-30 de ani. Am mizat pe ea, mizez în continuare pe Nina Voiculescu. Poate o să-i dezorientez pe foarte mulți dintre confrați noștri, pentru că eu în cenaclu sunt considerat un fel de babau, adică un om care nu prea se entuziasmează așa atât de ușor la creațiile confraților și poate mulți o să se întrebe de ce Spiridon Popescu a mizat atât de mult pe poezia Ninei Voiculescu. O să le spun și le răspund și prin această emisiune, dar dintr-un singur motiv, pentru că Nina Voiculescu este un poet foarte talentat. Thank you.
Încerci să te apropii ca un vânt de toamnă de mine, obligându-mi frunzele de pe frunte să cadă. Eu încerc să-mi strecor zăpada în tine și să-ți plămânzez lupii. Într-o zi, parcă văd, o să fim găsiți amândoi, eu la o margine de pădure, copac fără frunze, tu în mijlocul unei păduri devorate de lupi. Toamna se vânează sufletele, umbrele și-au zborul, lăsând trupul gol, precum copacul desfrunzit. Nina, aveți legătura în studio. Ne e liber. Bună ziua și bine am găsit telespectatorii noștri. Mă bucur să fiu pentru prima dată în emisiunea dumneavoastră. De câte ori am ocazia să fiu alături de prietenul meu, Spiridon Popescu. Mă emoționez și mă bucur întotdeauna de cuvintele alese, frumoase și sincere rostite despre mine. Vorbim despre această carte, despre această colaborare. Ce înseamnă pentru dumneavoastră? Da, asta vreau să spun acum. Viața mea a hrăzit să găsesc acești minunați prieteni. Vorbim de Spiridon Popescu și Valentin Tașcu, chiar la începutul carierei mele. Și a fost un început luminos și plin de prietenie și de încredere. De fapt, încrederea ei mi-au dăruit-o. Încă la început de drum ești ca un ucenic, te simți rătăcit, nu prea ai vocea ta apropie, dar încrederea maestrii ți-o dau. L-am cunoscut pe Valentin cu mulți ani în urmă, de fapt Spiridon Popescu îmi povestea de acest mare poet, scriitor, critic literar, și multe, multe alte titulaturi deosebite pe deasupra, sigur. Așa? Lucru care se întâlnește tot mai rar în lumea literară. Sigur că da. Și în lumea în general. Și într-o zi de toamnă ca aceasta frumoasă, deosebită, mi-a făcut o surpriză frumoasă, cum numai el poate să facă aceste surprize și m-a chemat un par. Nina, hai să-ți prezim pe cineva. Era un domn minunat, se vedea că vine din o altă lume, între ghilimele zic eu, venea de la Cluj, un om deosebit care m-a privit așa tot ca pe o fetiță cu fondiță și la început a zâmbit, credea că poate Spirache a agățat și el o fată frumoasă. După ce mi-a citit poeziile, s-a uitat și a zis, da, Spiridon Popescu a agățat nu o fată frumoasă, ci o poetă talentată. Da, ceea ce mi-a plăcut foarte mult la el, știa să glumească, era spiritual, dar foarte mult mi-a plăcut remarca pe care întotdeauna mi-o făcea și știa că îmi face bine și că cred în această remarcă, că sunt originală. Nu mă compara cu nimeni. Asta pentru mine este fantastic, fiindcă... Este cel mai important lucru pentru un artist. Este cel mai important lucru pentru un artist. Nu siluiesc limba română, nu-mi plac cuvintele mari, îmi place să scriu din suflet, uneori poeziile mele sunt chiar foarte scurte, dar este doar ceea ce vreau să spun și ceea ce am reușit să redau din ce am simțit. Este o poetă foarte naturală.
Zic asta pentru că, așa cum spunea, că nu siluiește limba română, noi avem foarte mulți confrați care din dorința, dintr-un snobin, din ăsta să arate cât de citit sunt ei, uneori pe unii chiar i-am întrebat anumite cuvinte ce înseamnă și erau cu totul pe lângă explicație, dar încarcă poezia de regionalisme și neologisme. Ori trebuie să știe, abuzul de regionalisme și de neologisme distruge o operă literară. Au trimis toamna să ruginească frunzele plopului, dar cum nu era niciun pic de lumină, toamna a confundat frunzele plopului cu sufletul meu. Iată de ce, iubito, atunci când îmi pui urechea pe inimă, nu auzi nicio prighetoare cântând. La fel ca vânătoarea de stele e vânătoarea de suflete, o singură respirație când simțurile ațipesc, nimic pământesc, nimic. Să intrăm în miezul acestei cărți, poate și recităm ceva. Ce ne puteți spune despre mesajul acestei cărți? Ce vine nou această carte? Această carte vine nou prin faptul că este o carte a prieteniei. Poemele alese în această carte sunt și poeme inedite, dar de obicei sunt poeme din alte cărți, este o antologie, fiecare autor și-a făcut antologia proprie, deci textele pe care și le-a ales, nu le-a ales cineva, un tip care a gândit această antologie și le-a ales fiecare, cu excepția lui Valentin Tașcu, Dumnezeu să-l ierte, care n-a mai apucat să-și facă selecția și aici aș vrea să vă spun că exact în ziua, în ultima lui zi de viață, nouă ne-au intrat banii în cont la tipografie, l-am sunat și am spus: bătrâne, pregătește-ți textele că ne-au intrat bani în tipografie și îi dăm drumul la această carte. Seara, având treabă pe la secția Bibliotecii Județene, sucursala de la Paralela 45, când m-am întors că el stă prin apropiere, m-am dus până la colțul blocului ca să discut cu el despre această